Un copil român de șapte ani a fost ucis din greșeală de tatăl său în Italia. Orașul Perugia este în stare de șoc după o tragedie care a avut loc pe 20 septembrie. Un băiat român de șapte ani a murit, fiind accidental lovit de mașina condusă de tatăl său, în care se afla întreaga familie, tatăl, mama și cei șapte copii, toți cetățeni români stabiliți în Magione. Mama sfârșiată de durere a refuzat să se îndepărteze de ambulanță, incapabilă să accepte moartea nedreaptă a fiului ei. Marturile incident au descris cum femeia a rămas blocată în agonie, neputându-se desprinde de locul în care fiul ei și-a pierdut viața. Potrivit primelor investigații și mărturiile celor prezenți, tragedia s-a produs când familia a oprit vehiculul de familie lângă o fabrică. Tatăl, care conducea, a coborât din vehicul și apoi a urcat înapoi. În momentul în care a pornit din nou mașina, portiera laterală s-ar fi deschis accidental, iar copilul fie a căzut, fie a deschis singur portiera pentru a coborâ. Martorii spun că băiatul ținea în mână scaunelul de siguranță. După ce a coborât, aceștia și-ar fi pierdut echilibrul, poate încercând să se urce înapoi în mașină. Din nefericire, a căzut exact lângă roata din spate a vehiculului, care l-a lovit mortal. Tatăl aflat la volan nu a realizat în acel moment ce se întâmplase, totul petrecându-se brusc și inexplicabil. Eforturile disperate de a-l salva pe băiat s-au dovedit zadarnice. Poliția locală a sosit rapid la fața locului și alături de agenții medicali au încercat să resusciteze pe copil. Din păcate, acesta a murit pe loc sub privirile devastate ale părinților și celor șase frați. Autoritățile au continuat cercetările la fața locului pentru a aduna toate informațiile necesare și a stabili exact cum s-a produs accidentul. Familia și martorii incidentului au fost audiați, iar poliția a rămas la locul tragediei ore întregi pentru a finaliza măsurătorile și a strânge dovezi. Avocatul care a vorbit cu tatăl devastat de durere a descris incidentul ca fiind o tragedie care ar fi putut lovi pe oricare dintre noi. Întreaga comunitate este marcată de această pierdere, orașul Perugia fiind profund scuduit de acest eveniment tragic. Relatează newsromania.net